În etapa cu numărul 25 din Liga Secundă la fotbal se vor juca meciurile. Olimpia Satu Mare, FCM Baia Mare, Universitatea Cluj, Metalul Reșița, Unirea Târlugeni, Chindia Târgoviște, Șoimii Pâncota, UTA Bătrâna Doamnă, CSM Râtmii cu Vâlcea, FC Brașov. În alte două confruntări, Mioveni Caransebeș și Gazmetan FC Bihor, gazdele vor câștiga cu 3-0 la masa verde după retragerile din campionat ale celor două grupări. Mioveniul mai are șanse la play-off, dar ultimele două eșecuri au complicat situația din clasament și acum argeșenii depind și de alte rezultate. În ultima etapă a sezonului regulat, Miovenul joacă săptămâna viitoare la Reșița.